Sănătate și bine revenit printre martorii cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Fondatorul SlowMist împărtășește sfaturi cheie despre securitatea semnăturii portofelului. Comunitatea Flocky întreabă pe directorii exchange-urilor pentru a lista moneda Flocky pe Coinbase, Gemini și Kraken. Un analist de la Pantera Capital spune că STX și DDX sunt două proiecte criptografice ce vor depăși probabil piața în ciclul viitor. Boom-ul cripto de noua generație, patru monede stabilite pentru o creștere de 1000%, Scapemania, Ethereum, Dimension și Osmosis. Anchor va crea jetoane lichide de miză pentru Bitcoin cu ajutorul celor de la Babylon. ETF-ul Bitcoin de la BlackRock a început să fie tranzacționat de ieri în Brazilia. Legendarul comerciant Peter Blunt dezvăluie oportunitatea de cumpărare a monedei Bitcoin. Iată cum puteai cumpăra Bitcoin la prețul de 30 de cenți în 2010 folosind PayPal. Un portofel a achiziționat în medie 100 de Bitcoin pe zi din noiembrie 2022, iar acum deține 51.164 de Bitcoin în valoare de 3,1 miliarde de dolari. Forumul Economic Mondial raportează că mineritul de Bitcoin ajută la protejarea animalelor pe cale de dispariție din pădurea națională din Congo. Acum cam tot ce spun ăștia e de fapt pe dos. Banca australiană Commonwealth limitează capacitatea de a cumpăra criptomonede pe măsură ce Bitcoin atinge un nou maxim record. Tokenizarea este viitorul finanțelor, iar Algorand este unul dintre blockchain-urile care sunt folosite pentru tokenizarea activelor, spune Stacy Warden, CEO al fundației Algorand, într-un interviu. Orașul elvețian Seychellen va emite obligațiuni tokenizate în valoare de 113 milioane de dolari folosind exchange-ul SIX Digital, ce vor fi decontate prin CBDC-uri. Hong Kong își extinde în mod activ raza de acțiune a yuanului digital, având simultan propriile inițiative de monedă digitală a băncii centrale și finalizând discuțiile cu privire la reglementările monedelor stabile. Creditul bancar s-a prăbușit, iar ultima oară când s-a întâmplat o astfel de contracție a fost în timpul marii crize financiare. O schimbare seismică a bogăției a început în Statele Unite prin transferul la 90 de trilioane de dolari, ce va crea cea mai bogată generație din istoria umanității în următorii 20 de ani. Un glitch bancar a trimis 200 de milioane de dolari la 30.000 de persoane dintr-o eroare, declanșând o frenezie a băncii să-și recupereze fondurile. Banca Reglementărilor Internaționale, BIS, partener Ripple, ne oferă un rezumat cu recomandări pentru reglementarea și supravegherea acordurilor globale pentru monedele stabile. Este Ripple XRP cel mai bun producător de milionari? Finalizarea procesului cu instituția SEC, IPO, dezvoltările legerului XRP și un ETF XRP spun că da. Prescintă pentru moneda XRP. Managerul fondului Tokentus urmărește prețul de 10 dolari pe fondul aspirațiilor de 1 trilion de dolari al lui Ripple. Blocarea strategică din escrow al lui Ripple. Analizarea implicațiilor pentru viitorul monedei XRP. Transformarea XRP într-o monedă de rezervă. Experții explică rolul celor 40 de miliarde de XRP aflați în escrow. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colectat cât mai multe criptomonede.